înțeles deja regula meciului de azi. Ei, cine? Pat, cel mai rău dintre toți. Da, după... Sly, capitanul echipei, normal. Doar că nu e așa rău pe teren. Oricum s-au strâns toți... Toți maleficii în echipa zonei întunecate. Ai dreptate. Sunt niște vipere. Da, cred că e un cuvânt bun. Ca să vezi, echipa în formulă completă. Că tot vorbeam de șerpi, uite cine vine. În fine, în formulă aproape completă. Întârzie portarul vostru ochelarist, a? Foarte nostim. Da, chiar ține așa. Plantele pentru a? Tine. Opa, ce e? Nu te ții bine pe picioare, campionule? Pet, tu... Tu ce? Pet, lasă-l în pace, da? Căței mici latră mereu cel mai tare. Vom vedea imediat cât de tari sunteți. Am ales o provocare ce va intra în istorie. Deci dacă nu vă e frică, ne vedem pe teren. Ce să-ți spun? Tremurăm. Hei, voiam să... Ai văzut cum l-am... Ascultă-mă, voiam să spun că sunt suficient de mare pentru a mă apăra și singur. N-am nevoie de tine. Capitan pentru o zi. Hei, așteptați-mă! Incredibil, Joey a ajuns mai devreme. Chiar? Nu, glumeam. Paul, n-a venit dimineața asta. Nu, dar s-a întâlnit cu Fett și și-a dat acordul. Vezi? Așa poți controla mult Fett mai bine balonul. Fett ne-a spus deja că regula inventată de el va intra în istorie. Ce faceți, echipă? Se putea și mai rău. Da? Nu prea pare. Uitați-i și pe cei din zona întunecată, dar fără Fet. Ce pune la cale? Poate s-a dus la coafor. Sunteți pregătiți? Astăzi unul dintre cei mai buni jucători de fotbal extrem va alege regula. Marele mai Van Fet! Ia! Capul lui are mai mult aer decât mingea. Așadar, astăzi eu aleg provocarea. Și pentru început, eu sunt capitanul. Sunt noul capitan al noii echipe. Da, voi alege jucători de la alte echipe. Ce? Ce? Și da, echipa va avea un nou capitan care își va alege jucătorii. Dar atunci, cine va câștiga punctele? Echipa capitanului care va câștiga meciul. Dacă eu câștig, punctele le va lua zona întunecată. Deloc interesant. În cazul echipei, m-am gândit la un adevărat jucător de fotbal extrem. Un lider născut care știe cum să vorbească cu jucătorii săi. Un capitan cum nu s-a mai văzut. De aceea l-aleg pe Greg. Ce? Ce? Dragul meu, Greg, felicitări! Și noi ce facem? Revenim săptămâna viitoare? Bine, voi fi generos și te voi lăsa să începi, Greg. Alege primul jucător al echipei tale. Vrea să-l umilească, îl voi... Nu, lasă-l. Dacă e apărarea în fața tuturor, va fi și mai rău pentru el. Dar cum crezi că își va coordona jucătorii? Nu poate vorbi când e stresat. Ines are dreptate, așteaptă puțin. Bine, îți las puțin timp să reflectezi. Încep eu. O aleg pe Zara. A? Haide, surioară. Bun venit. Ei bine, te-ai decis? Te ascultăm cu mare atenție. Greg, nu te lăsa. Hei, lasă să aleagă. Cassidy. Eu? Cum? Nu vine să cred. Ce pot să zic, Greg? Excelent alegere. Dar ce l-a apucat? De ce a ales o jucătoare precum Cassidy? Nu are spirit de echipă. Foarte bună alegere, Greg. Haide, încă o dată. Aici! Haide, alege! Aici! Nu știi ce să faci? Aici, ar trebui Greg, să alegi un jucător din cea mai bună echipă a turneului! Eu! Din zona întunecată! Ce faci? Eu! Ce e cu el? Ce e cu el? Pe mine, mă alege pe mine! Nicio problemă, nu-mi doresc locul tău! Ce e? Eu ai ureală, cred că ai dreptate, Sammy. Trebuie să facem ceva. Hei, vino să vezi ce se întâmplă. Greg a luat o razna. O alegere de kamikaze. Admir curajul tău. Bine, e rândul meu și o aleg pe Mauel. Între timp, capitanul Greg se gândește. Pe cine va alege oare? Pe cine? Pe cine? Ei, poate pe Shiva? Da!
A ales-o pe Shiva! Bine jucat, Greg! Gata, ajunge, Fet! Îți bați joc intenționate, Greg! Nu vrei decât să... Sami, încetează! Să vorbească? Bineînțeles! Vreau să spună ce gândește, să se exprime, ce e rău în asta! În plus, are un stil... cum să-i spun... personal! Vai, dar ce-am spus? Haide, mai alege un jucător! Lila! Da! Mersi, Greg! Tu? Wow! O echipă de fete! Grozav, Greg! Și eu îi aleg pe Anclum și Pablo! Ne vedem mâine pe teren, fetelor! Vă vom zdrobi, vă vom pulveriza! Ce mai veți pierde? Hei! A? Ești capitan pentru un meci, unul singur, și ți-aș recomanda să nu-l pierzi. Am ajuns? Cum a fost? Tag, e un dezastru. Da. Clar, când e în public, Greg nu poate vorbi. Nu va reuși să-și coordoneze echipa. În mod sigur vom pierde. Da, și cum să alegi o jucătoare de la zona întunecată? Bine, am ajuns în grădină și ce facem aici? Cum adică ce facem? Ne antrenăm, nu? Mă îndoiesc. Cum ne antrenăm? Ar trebui să primim indicații de la capitan. Vom lucra la răsuciri? Sau poate la jocul în doi? Sau la jocul în patru? Bine, am înțeles, Crina. Și ce vrei? Nu mai avem voie nici să glumim? Ba da, dar nu suntem obligați să și râdem. Bine, atunci traduceți limba capitanului. Pe de altă parte are dreptate. Ce facem aici? Sami, oprește-te! Ne antrenăm? Da. Am înțeles, Greg, dar cum ne antrenăm? Hei, nu vă faceți probleme, vă voi ajuta, îl cunosc bine. Sami, ce e, n-am de gând să-l las să se umilească. Are o mică problemă de comunicare, dacă ai uitat. Așa e, cum va antrena o echipă când nu poate spune niciun cuvânt? Nu e un meci, e o capcană. Fet a ales regula special pentru el. Bine, gata, ajunge, plecați, lăsați-ne. Dar, Greg, voiam doar să... De ce? Haide, Sami, plecăm. Bine, a fost drăguță scena, dar putem reveni la antrenament? Pentru că, nu știu dacă ai observat, dar suntem 3 atacanți și 2 portari în echipa ta. Haideți, vreau să văd mișcare, sunteți leșinați. Trebuie să fim la înălțime. Mauel, pasează! Haideți, nu jucăm șotron aici. Vreau să văd mai multă acțiune. Dacă nu vă cer prea mult. Șot! Da, gol! Ei, ce spui? Da, nu e rău. Chiar credeți că mă impresionați cu așa ceva? Haide, arătați-mi ce puteți cu adevărat. Aștept. Da, ce capitan simpatic. Bine, haideți. Uite, Cassidy. Așa. Păi da, așa am făcut și eu. Dacă spune ea. Wow, mulțumesc, capitane. Wow, în comparație cu echipa ta, nu joci chiar atât de rău. Da, grozav, dar schemele astea nu ne ajută mâine. Bravo! Oh, nu vă opriți pentru mine. Voiam doar să văd cum se descurcă micuța mea, Crina. Ei, merge? Lasă-mă în pace, Sly, nu mă ajuți deloc. Dar tu ne vei ajuta. Înțelegi ce vreau să zic? A, da, știi să fluieri bine. Pleacă, Sly. Trebuia să te fi făcut arbitru. Asta e, prieten. Eu trebuie să plec. Ne auzim. Fii rezonabil, Sami. Greg trebuie să-și rezolve problemele singur. Și sunt sigur că poate face asta. Trebuie să se descurce singur. Sunt de acord, dar în felul ăsta nu e cam dur? Și ce vreți să facem? Fet nu va renunța. Și dacă îl ajutați, se va simți și mai umilit. Trebuie să se arunce în apă și să învețe să înoate. Și fără să înghită prea multă apă. Și eu ce să fac? Să mă uit cum se înneacă? Să ai încredere în el. Cred că e dificil pentru tine. Să știi că Greg e ca un frate pentru mine. Dar evident, tu nu poți înțelege asta, ha? C de la Cassidy, Ș de la Shiva. Tu desenezi schema de joc acum, da? Da, corect.
De acord. Și asta e schema 1? Aici e schema 2 și aceea e schema 3. Asta e. Schema 2! Schema 2, zigzag spre dreapta și... pasă! Schema 2? Cum era? Da. Admirați-mi stilul! La fix! Da! Da. Schema 3, fii gata! Bine! Hei, în schema 4, pasa se face către Greg. Ba către tine, fii atentă, Crina. Spui aiurel, vino și vezi dacă nu crezi. Crezi că nu te-am văzut? Schimb schemele. Nu e adevărat, accentuam puțin liniile. Ce să spun? Mincinoasă. Vrei să pierdem, recunoaște. Nu e adevărat, Greg, jur, voiam să... Pase în mișcare, folosiți tot terenul. Pasele să fie mai rapide. Hei, pe mâine, împiedicaților. Vedeți? Au pus totul acum. Cred că mâine nu va fi deloc ușor. Hei, Greg, îmi pare rău, dar nu putem juca bine în meciul de mâine cu niște desene și o viperă în echipă. În plus, ai pus-o în atac. Și? Greg, nu vom reuși așa. Dar... Haideți, am terminat aici. Dar... Ne vedem mâine la meci. Da, să nu pierdem trenul. Te gândești la Greg, nu? Vei spune că nu mă privește asta, dar atunci când iubim pe cineva și îl respectăm, trebuie să îl lăsăm să se descurce și singur. Chiar dacă vedem că nu e ușor, și încrederea e o dovadă de prietenie. Ai dreptate, asta nu te privește. Trebuie să pleci, frumoasa mea. Dar nu uita pentru cine joci. Oricum nu-ți face griji, cu Crina în atac nu riscăm nimic. Dacă n-ai marcat un gol în viața ta, sigur nu vei începe astăzi. Da, pentru că nu m-ați lăsat niciodată să joc în atac. Nu, pentru că ești incapabilă să marchezi. Cele două echipe sunt rugate să se alinieze. Meciul trebuie să înceapă. Terenul e poziționat în întregime pe șantier. Poarta echipei lui Greg e la ieșire. Cea a echipei lui Fet e la capătul opus, la nivel. Dacă echipa lui Fet va câștiga meciul, punctul victoriei va reveni zonei întunecate. E ca și câștigat. Dacă va câștiga Greg, punctul va fi adjudecat echipei. Slabe șanse, cu o echipă de împiedicat și un capitan care nu poate vorbi când e stresat. Sunteți gata? Îi dăm drumul! Opriți-l! Nicio grijă, se rezolvă! Mă duc după el! Stai liniștită, vin și eu! Așteaptă și vei vedea! Atenție! Surpriză! Haide, atacăm! Bună încercare! Poate altă dată! Urmărește-l! Aveți nevoie de un capitan? Nu vă putem ajuta! Zara! Un, doi, până la poartă! Bine! De unde a apărut? Asta e, ghinion! Fă-ne loc! Crina, baraj în apărare! Da!
Hai! Interceptez! Poate în vizele tale! Oh, nu! Shiva! Pablo, preia! Oh, nu! N-a început prea bine? Da! 1-0! Echipa lui Fett conduce! Curaj, fetelor! Curaj! Da, și noroc! Atenție, Cassidy, deasupra ta! Pasează! Pablo! Să circule mingea! Oh, nu! Da! 2-0 pentru echipa lui Fett. Hai, fetițo, renunță la minge. Mulțumesc. Zara, dorm. Bla 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 bla. Au. Ce? Hei, nu șoci corect. Prinde-o și pe asta dacă poți. Da! Bravo! Greg, ai salvat situația. Nu e rău pentru un amator. Lila, pasează-i. Crinei, bine. Pentru mine? Chiar? Nu-mi vine să cred, nu-mi vine să... Oh, nu! Bine jucat, frumoasă! Nu te prea descurci, de aceea nu te lăsăm niciodată să joci în atac. Dispar, Fet! Bine, reluăm și continuăm să-i distrugem! A pierdut mingea intenționat. Da, ce rost are să jucăm cu o trădătoare în echipă? Pe poziții pentru reluarea jocului. Nu avem nicio șansă, am pierdut deja. Meciul nu s-a terminat. Nu vreau să văd finalul, presimt înfrângerea. Trupa lui Fett conduce pentru zona întunecată cu 3-0 contra lui Greg, reprezentantul echipei. 10 minute pauză. Asta e, suntem la pământ. Și 1, și 2, și 3-0. Merge, Greg? Sunt praf. Nu spune asta. Din cauza timidității tale, nu-ți poți coordona echipa. Dar ai văzut, când vorbești cu propoziții scurte, te descurci. Au încredere în tine. Greg, ești un capitan bun. Hei! Nu ai dreptul să vorbești cu jucătorii echipei și tale. Și ei ce fac? Mi-a plăcut când ai simulat că vrei să înscrii. Da, păi ea nici măcar nu e jucătoare. Hei, nu uita, nici tu nu ești capitan. Nu mai fă pe șeful. În afară de a-i umili pe ceilalți, ce știi să faci? Cum? Ce vrei să spui? Și nu uita că joci doar pentru ca noi să câștigăm. Dar eu... Bineînțeles, așa și fac. Haideți, îi dăm drumul. Da, dar ce să facem? Jucăm în patru? Marcăm 4 goluri? Ah, am priceput. Schema 4. Facem schema 4, nu? Da, asta e. 2 goluri din voleu. Exact, asta e. Super. Și noi fugim. Înainte. Bine, dar ești sigur? Da, foarte sigur. Și ea? Crina în atac. Eu? Poftim? Dar a făcut totul ca să pierdem. Așa e. Am plecat. Pe poziții, jocul se reia. Crina, Freya, ce-a zis? Hei, atenție! Ce aiurea? Ce? Da! Un punct pentru echipa lui Greg. Eu? Eu? Am marcat? Da, bravo, Crina! Ai văzut, Greg, și credeai că ești timid. Hei, Fet, ai văzut? Spuneai că nu știu să marchez. Îți arăt eu neobrăzat-o. Dacă te atingi de Crina, mă ocup eu de tine. Mulțumesc, Greg. E cel mai frumos gol din viața mea. Și, de fapt, și primul. Să nu mai văd porțile goale. Mișcați-vă, adunătură de meci. Să nu-ți mai repet, Fet. Dacă te mai răstești odată la noi, termin meciul singur. Ai înțeles? Pe poziție. Dar... Oh, nu, nu, nu. Cassidy, pe stânga. Hei, Crina, ați văzut spatele asta? Meu. Nici măcar nu se mai bâlbâie. Da, ai dreptate. Cassidy, pasează-i Lilei. Nu-mi vine să cred.
2 la 3. Nu știu ce i-ai spus, dar a funcționat. Se vede. Nu! Egalitate, 3 la 3. E rândul meu. Scuze, colega. Crina, preluare și voleu. Nici măcar nu m-am mișcat. Ura! Echipa lui Greg conduce cu 4 la 3. Trebuie să mă așez puțin. Ce faci? Abandonezi sau continui? Hai, spune. Fet, abandonează. Meciul s-a terminat. Sunt foarte mândri de tine. Chiar? Da, bineînțeles. Îmi pare rău, Greg. Da, le-ai dat o lecție. Trebuia să am încredere în tine. Sper că mă vei ierta. Da, te iert. Dar, te rog, nu mă fă să mai vorbesc, pentru că nu mai am voce.